CFR versus Craiova. Să le vedem. Da, asta este CFR-ul, unde îl vedem pe... apare Vinicius acolo. Gâdea, da, Vinicius, da. Păi da, Vinicius cu burcă, da, Camora, cu Manea. Aici cred că va fi o schimbare de la primul out. Lucrurile sunt foarte clare. Mihai Gâdea, poartă linia de fund și la mijloc și cred că vom asista la o schimbare rapidă în, unde, da, în față. Da. Unde în locarea proiect va intra Kipciu. Cine știe? Kipciu este... Să vedem și Craiova, că și acolo s-ar putea să Pereira, fie... Kipciu, da, sau Păun. Sunt trei da, variante pentru poziția. Acolo aia este Vasile Constantin, exact pe poziția lui Gâdea. Deci cei doi antrenori au ales câte... Tot asta devine o glumă. Vă spune ce devine gluma asta, dacă se vede. Dacă ar fi fost trei schimbări pe meci, cum era normal, atunci antrenorii probabil că s-ar... Chiar și așa ar fi făcut, dar puteau să, la un moment dat, să aibă de tras grav într-un meci, renunțând la o schimbare din trei. Doi cu cinci, FRF le-a dat pe tavă, deci le-a spus așa, fiți atenți, n-aveți voie să intrați fără biletul ăsta pe teren, dar la același timp vă dăm posibilitatea să-l aruncați imediat ce a spus și pe teren. L-a aruncați din buzunar și cu cinci schimbări devine o glumă. Nu. Cu trei schimbări era o problemă. Eu sunt de acord cu tine. Cinci schimbări n-au nicio problemă, Radu, imediat să-l... O să fac o statistică, o să vedeți la după meci ce s-a întâmplat în acest campionat. Radu, nu e neapărat nevoie. Cinci schimbări, eu spun că sunt bune, pentru că a fost pandemie, au fost probleme mari. Problema nu este asta, că să fac cinci schimbări. Problema este să fac o regulă, să spună, dom'le, pe tot parcursul jocului trebuie să asiguri un jucător sub 21 de ani. Asta proastă. Este o glumă... Pe tot parcursul meciului să fie un jucător sub 21 de ani. Omul ăla ieri, Riza, dă gol. Noroc că nu l-a scos înainte de gol. Că era cât pe Cipru, ai să-l scoate. Păi nu, stai că a dat unul gol și l-a scos după aceea. Păi de Riza, dar nu e la asta, la meciul cu asta, asta, da, asta. Da, nu e sigur. Le-a deschis meciul omul ăla, da? Printr-o acțiune oarecum personală după pasă lui Budescu. Ideea este că regula asta cu un jucător sub 21, cu un jucător a fost ok și a fost benefică și toți am, deci ar trebui, am spus bravo că a fost o inițiativă foarte bună. Al doilea. Asta cu forțatul la al doilea jucător. Bun, de acord, dar și să facă în ceva. Același timp, ori o lași și ai, bați cu pumnul masă așa cum... De fapt, oricum ei pot face, adică ei au puterea să facă orice la federație. Da, dar nu poți face mai. Ai comitetul orice. Și ai adunarea generală, orice chiar nu te interesează orice comentariu de al nostru din studio sau orice comentarii. Problema se pune că e, ori spui doi jucători și atunci consolidezi chestia asta. Sau doi, și... doi la o repriză măcar să stea. Nu, domnule, ori o scos pasul cu doi jucători și las un jucător. În orice caz ai nevoie de tineri de perspectivă în lot, da? Dar eu cred că asta cu al doilea jucător e puțin... E prea mult. Nu cred că e extrem de eficientă. Păi nu e, că se dovedește. Încă o dată, în condiție de 5 schimbări, că la 3 vă spun că s-ar fi gândit. Pentru că e complicat să rămâi cu două schimbări ca în anii 80. Da? Și pe urmă mai e ceva. Se accidentează, meciurile sunt... E un an special. Te-ai fi gândit. Așa cu 5... Da, Radu, să știi că în mai e ceva, și ce interesant ar fi să faci, scuză-mă, interesant ar fi să iei o statistică din sezonul trecut până în pandemie, când erau trei schimbări și copiii ăștia jucau mai mult până în 30-40, chiar și o repriză. Nu, dar îi schimbau, că Fica, de exemplu, a fost până în pandemie schimbat în minutul 1 la CFR. Au mai fost. Au mai fost, atât de multe. Da, dar înainte, dacă faci un calcul, acum sunt... O să vedeți că am făcut. Mai există ceva, Radu. După meci, da. Uite, ne-a spus-o Dan Petrescu, nu? Da. În cupele europene nu se joacă cu regula asta. Da. Ar trebui să revină la trei schimbări. Când ai 10 jucători din care 2 sunt sub 21 de ani, înseamnă că 20% din potențialul echipei trebuie schimbat cu alți jucători în meciurile internaționale. Și atunci trebuie să-ți dea de gândit. Da. Dom'le, hai, forțează cu unul. Și o spun că spune Ilie Dumitescu. Ori renunți la 2, ori renunți la 5 schimbări. Ceva trebuie să se întâmple, că altfel încoată. Mergem așa, de râsul lumii. Noroc că încă n-au aflat ce facem noi pe aici. Oameni de care sunt tot felul de publicații care ar fi bucuroase să afle de povestea. Că sunt și jucători prin Europa care debutează la 16 ani și joacă în campionate foarte tot. Dau gol la 16 ani. Am văzut, deci nu trebuie să forțăm dacă copiii ăștia de jucători ăștia sunt valoroși, cu siguranță vor fi vor intra că adevăr la mijloc start. Și valor, n-apucă să fie valoroși, n-apucă înainte că nu-i păgăm. Radu, dar nu te gândești la ei săraci cum îi scoate afară. Mă gândesc, tocmai asta spun, dar mă gândesc și la cum noi toți, sunt? Că trăim în acest ridicol. Absolut.